dacă noi vom continua să tolerăm acest aspect, care este unul foarte grav, eu v-aș îndemna chiar acum să avem un minut de reculegere pentru regretata noastră justiție, că este moartă. Avem nevoie de judecători europeni. Încetați atacurile împotriva avocației. Încetați. Fiindcă toți au principiul egalității. Arestul este cea mai severă măsură de constrângere. Pe lângă arest, în codul de procedură penală, sunt prevăzute și alte măsuri de constrângere care nu sunt mai puțin eficiente. Arestul însă, în cazurile în care noi le-am observat, se folosește și se aplică nejustificat pentru a deține clienții noștri în condiții inumane și degradante de detenție. Astăzi avem în jur de 100 de hotărâri împotriva Republicii Moldova care vizează aresturile. Atât aresturile cât și condițiile de proaste de detenție din penitenciar. Ori odată dispus arestul, persoana în mod obligatoriu este plasată în izolatorul de detenție, cum este penitenciarul numărul 13, la strada Bernardați. Astfel, în mâinile noastre este să oprim acest dezmăț, astfel să avem mai puține condamnări la Curtea Europeană. Cine îl încurcă astăzi pe domnul magistrat să adopte o hotărâre legală? Cine îl încurcă să ne asculte pe noi până la capăt, fără să spună, îi destul o propoziție și ieșiți afară? Actele de injustiție au luat o amploare mult mai frecventă. Nevalidarea legilor, deci pornirea urmăririlor penale pe liderii politici, urmărirea și persecutarea avocaților este o normă în societatea noastră. Avocații astăzi au ieșit pentru a spune oamenilor că sunt de partea lor. Noi putem atunci câștiga drepturile și putem proteja cetățeanul. Când noi vom fi, în primul rând, disciplinați, când noi vom fi conștienți de ceea ce facem și atunci când noi vom fi uniți. Mai mult decât atât, în viziunea mea, este că noi ar trebui să cerem chiar demisia acestor judecători, fiindcă de altfel toate fărdelegerile astea vor continua. După manifestația de protest, sper că totuși va avea loc o îmbunătățire, dar ea va fi nu de lungă durată.